Bună dimineața și bine v-am găsit la Agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și invitatul meu din această dimineață este domnul Mihai Petcu, fermier. Bună dimineața, domnule Petcu. Bună dimineața, bine v-am găsit. Bine ați venit alături de noi. Sigur, funcțiile dumneavoastră sunt mult mai multe, dar cred că e important, e importantă calitatea de fermier până la urmă, pentru că sunteți unul dintre fermierii cel puțin în zona de zootehnie cu cea mai mare experiență și care și făcut niște lucruri în, în sectorul ăsta, atât înainte de 89 cât și după. da. Le discutăm. Da. Vreau să începem cu un subiect, cred că extrem de important pentru întreaga societate românească. La dumneavoastră am făcut unul dintre primele reportaje din agrostrategia la începutul emisiunii. Copii, dar și adulții pot veni să vadă cum se obține laptele, de exemplu, în ferma dumneavoastră, foarte clar. Cât de important credeți că este acest obiectiv de a reuși să le arătăm copiilor în continuare că laptele provine de la un animal, de la vacă, și nu se obține, eu știu, printr-o alchimie oarecare, apare direct în supermarket, în sticla sau în ambalajul respectiv. Vreau să vă spun că e o realizare extraordinară. Eu am o mașină de golf pentru că am probleme cu picioarele și mă mai plimb printre copii. Dacă ai vrea să-ți alegi un copil, nu ai pe care atât sunt de frumoși, de reușiți, de eleganți și, și plini de, de idei. Înțelegeți? Deci e, e o sursă de inspirație e o sursă și de energie, nu? De, de pozitivism, de nu? Deci nu realizează... Niciun domeniu nu, nu pune punctul pe ei să spună uite ce popor formidabil suntem și ce vine în urma noastră. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunteți liniștiți? Ave, Sunt suntem foarte liniștiți, pe mâini bune, copiii vin. Uh, mulgem un animal, o vacă, în fața lor. Uh -huh. Și sunt încântați. Au iarbă pe care pot juca și fotbal, mm -hmm. au animale pe care le hrănesc, au animale și păsări și pui pe care îi mângâie. Mm -hmm. Sunt foarte încântați. Vin cu școlile, sunt mai multe vizite, mai ales cu perioadele astea libere de vacanță. Când Vin sigur. din toată țara, Din, toată, din țara. toată țara. Noi facem efortul să fie curat, foarte curat, mm -hmm. cu un gazon Iligat, care e superb și pe care au voie să-și să joace, să-și să culce, să, jo să facă orice. Au libertate totală. Vedeți acest uh, risc în acest moment de decuplare a uh, copiilor, mai ales cei din mediul urban, de ce înseamnă până la urmă înțelegerea de unde provine uh, mâncarea? ce înseamnă agricultura națională, ce înseamnă, iată, creșterea animalelor. Există acest risc? Faptul că din 42 de ferme ce ape și iase în jurul Bucureștiului a rămas numai noi, arată procentul de distrugere a acestor exploatații cu niște idei patologice, că poluează vaca, pentru că uh, noi suntem de vină crescătorii, francezii au de mulți ani înainte uh, lege că mirosul de gunoi și cântatul cocoșului sunt bunuri ale țăranului francez intangibil. Gunoiul de graș, adică bălegarul, hai să, Bălegar. să zicem românesc. Bălegarul. Bălegarul ăsta... Nu putem să-l să apreciem, nu, nu suntem în stare să apreciem cât de important. Eu am plantat flori pentru că le iubesc foarte mult, am crescut la țară și le știu pe toate. Și am pus amestec de nisip, pământ și gunoi de graș putret, mranită. Și când s-a terminat nisipul și pământul, muncitorul mi-a pus numai mranită. Florile cu acel pământ din mraniță au crescut dublu ca mărime. A, deci este este, este formidabilă. La maxim. A? Formidabilă, formidabilă, formidabilă. A, așa e și ciclul în natură. Sigur. Dumnezeu le-a aranjat așa. Că sfidăm noi acum. Asta e altă. Ajungem altă și acolo. Rămânând la zona aceasta de tânăra generație, efectul, deci spuneți că acest risc există, mai ales că nu prea mai au unde să vadă la țară, acolo unde mai merg. E, nu prea mai sunt. Nu prea mai e. Satul românesc e depopulat. Da. Zootehnia, din păcate, în unele zone este la pământ și atunci le lipsește această informație, nu până la urmă. Bine. E, e esențial ca tânăra generație să înțeleagă exact în ce lume trăiesc și cum, cum se mișcă lucrurile în lumea asta, nu? Din păcate, cu agricultura facem cea mai mare crimă posibilă la această oră. Nu-i posibil să vezi poză cu o bucățică de porumb din care ies 24 de mistreți. Nu-i posibil să ăștia cum sunt ei, că eu am crescut la țară și știu cum e, să, să tremure de frica urșilor, să tremure de frica mistreților, să tremure de frica șacalilor și așa mai departe. Nu se poate și noi să admitem asta și nu face nimeni nimic. De ce, o depopulăm fără, fără nimeni la țară? Chiar, cum vedeți viitorul satului românesc? Ce ar trebui să facem ca să inversăm acest trend care, din păcate, există? Și există la nivel global sau european cel puțin. Nu e doar problema României, dar la noi parcă e mai accentuat acest fenomen de depopulare. Putem întoarce? Haideți să privim pozitiv. Ce ar trebui să facem pentru a schimba păi hai acest să vă, trend? vă dau un exemplu vă comparativ. Între 1948 și 1958, în Bițina, lângă Movilița, un sat pe traseul bucurești ziceni, unde tatăl meu, Ion Petcu, și mama, Maria Petcu, erau învățători, în spatele școlii era un râu și pe fiecare parte a râului erau câte 500 de vaci cu, cu tauri uh, testați uh, din Elveția, bălțată românescă. Se făcea o agricultură extraordinară, extraordinară, extraordinară. Erau atâtea animale. Tatăl meu pentru regat, pentru zona de sud a țării, era un exemplu total. Deci nu vedeți o soluție pentru, uh, uh, să zicem, viitorul satului românesc? fără să legăm de agricultură și de uh, zootehnie. Pentru că până la urmă nu mai avem fără cu... animale putem vorbi de nu un mai avem țăran cum să român. legăm că nu mai există. Nu se poate să să uh, interzici săranului să-și crească un porc. Nu se poate să să interzici uh, e foarte, foarte greu, foarte greu. Uh, eu produc lapte, un vagon de lapte și vând în București și la toate centrele sunt sunt uh, cozi interminabile ah. și, și producem și și iaurt sana kefir și sunt deci foarte, e interes foarte interes plice. pentru produsele e, românești. E interes foarte mare. Că vorbeați de părinții dumneavoastră, haideți să uh, le povestim, uite, poate celor mai tineri că uh, sigur au fost captivați până la urmă de poveștile dumneavoastră. Uh, Cine este uh, medicul uh, Mihai Petcu? De unde ați început activitatea dumneavoastră și uh, unde ați ajuns cu cariera, atât în zona de business, cât și în zona profesională? Uh, sunt născut în zodia Taurului. Uh, Dumnezeu m-a protejat totdeauna. Mi-a deschis o portiță favorabilă uh, și am ajuns uh, uh, la Pantelimont. Părinții mei au fost învățători. Mama provenită din, dintr-o familie cu patru copii, cu tatăl mur la 1916 și a ieșit învățătoare la Predeal. Tata în Oltenia, a opt copii cu opinci. Dar oameni cu carte. Dar care a avut puterea și tăria la primul salariu la Oltenița și, uh -huh. și prima de instalare să-și ia pălărie de fetru pantofi cu scârți și o stofă blumarin cu un fir alb care se făcea la Brașov și am luat-o și eu când am făcut ginere peste 30 de ani. Frumos. Cum ați ajuns în zona aceasta de medicină veterinară? V-a atras din copilărie, din adolescență? Deci eu am făcut practica acasă pentru că am păscut vaca și am avut și probleme și, și fenomene mai grave în sensul că n-am rezistat să nu mă duc cu copiii să jucăm fotbal și vaca a intrat în lucernă, a făcut meteorism, adică în Românește s-a umflat, a căzut jos acasă, tratament să face, îi dai ulei pe gât să facă o peliculă, îi pui un, un căluș în gură să elimine gazele, a, a, a avut semne că moare și un țăran cu cuțitul pregătit să o taie, o babușcă de acolo a, Țipat, n am mai tăiat vaca. Vaca s-a trezit și am. am deci a, Asta a fost prima intervenție, așa Prima de intervenție de a mea. De da. Medic și veterinar. Și am, am avut multe întâmplări foarte, 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 foarte dure. De exemplu, aveam la Belciugatele când am lucrat prima dată, făceam tuberculinarea, test comparativ în 5 cm patrați în fiecare colț opus pe diagonală în jumătate de centimetru, trebuia să faci o injecție să vezi dacă are tuberculoză aviară sau mamiferă. Am făcut la animale, au avut 101% că era bolnav și brigadierul săracul, le-am tăiat, am cumpărat vași cu leucoză, n-am știut noi din Germania, în 2 ani le-am tăiat și pe astea. Am, deci, ajuns, mă rog, Dumnezeu m-a ajutat pentru că am fost greutăți și complicații, nu așa cum e viața. E foarte grea. Unde ajunsese pentru că ce, mă rog, care a fost primul mă rog. telefon care l-am primit când am împlinit 79 de ani, Coleg de facultate mi-a spus Mihai să fii fericit că ai familie pentru că de obicei medicii veterinari sunt abandonați datorită mediului în care lucrează care mă. Dar vreau să vă spun un lucru. Este incomparabilă această meserie, mai ales când lucrezi la o fermă de vaci. Deci ați făcut-o cu, cu pasiune și Dar responsabilitate. Este, este extraordinar de complicată. E greu, nu? Dacă un anumit doctor cu 32 de dinți lucrează pe ei, când vii în ferma de vaci trebuie să fii manager. Să știi să lucrezi cu oamenii. Să fii nutriționist, fiecare categorie de animal trebuie să mănânce altfel, să Sigur. vezi cum încerci. Să fii medic veterinar, să fii chirurg, trebuie să fii ginecolog. Am un prieten la, la Bistrița, care au venit la Indagra și au venit să vadă ferma. Da. Le-am prezentat ferma și m-a sunat după 5 ani. Și a spus, domnul doctor, Marin de la Suceava. Domnul doctor, vă pomenim în fiecare dimineață. Da, ce ai pățit? Când am vizitat ferma dumneavoastră, ne-ați oprit brusc și a stripat la noi. Bă, dacă îți fată vaca, nu te duci la cârciumă, te duci la cârciumă și e o ladă de bere, vezi dacă fătarea e utocică normală, vițelul vine normal, nu te duci la primul tractorist să-l pui să tragă vițelul, să le omoară pe toate. De când am fost la dumneavoastră, n-am mai pierdut nici eu, nici colegii no, mei. Nici frumos. Eu. La începutul anilor 70, în România, a început să se practice o uh, selecție, nu? O, o, mai ales în zona uh, vacilor de lapte. Uh, a venit material genetic din, uh, din afară, nu? și în România, în România a crescut performanța. Ați fost în mijlocul acelor evenimente, sunteți cel care a. Ferma mea a uh, fost patru ani prima pe țară. A gestionat până la urmă acest program. Ferma mea a fost prima. Deci, de în ameliorare. Acest, Erau da. 16 ferme de vaci, ferme de elită. În toată țara, nu? În toată țara, la rasa Holstein. Uh -huh. Că fiecare rasă Sigur. avea ferme de elită. Fiecare lună eram chemați la ședință în diferite zone ale țării și te întreba cât lapte ai dat, cât ai consumat, cât uh, gunoi ai dat la, la, hectarul de sfeclă, Câte sfeclă ai făcut la hectare, este că e că trebuia cu foc continuu să le știi pe toate. Ferme de elită. Ferma mea a fost patru ani prima pe țară. În cartea file din istoria Bucureștiului, scrisă de un general Olteanu, am o pagină acolo cu poza mea, prezintă ferma care a aparținut de capitală și care a fost formidabil. Câte ferme, ferme de erau? A, spune erau 16 de... ferme de elită. Acum nu mai știm nimic de acest lucru. Și în jurul Bucureștiului erau câte ferme? Erau 42 4... de ferme care alimentau... la ceape și iasei care alimentau Bucureștiul. Și au dispărut toate. Am rămas numai noi. Dar până la urmă aveți totuși de... o explicație de ce am ajuns cu zootehnia atât de jos? Nu e nimeni de vină decât noi fermieri. Noi trebuia să fim organizați, să avem reprezentat. Eu am fost cinci ani președinte Consiliului Laptei pe, pe țară. După Revoluție. După Revoluție. Și se discuta prețul laptelui. Cu ce vând? Nu e posibil. În vremea comuniștilor, cu un kilogram de lapte, luam patru de motorină și acum cu patru de, de lapte iau unul de motorină. motorină. Discutăm despre cum putem relansa zootehnia românească după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la agrostrategia împreună cu domnul Mihai Petcu, fermier, medic veterinar. Domnule Petcu, vorbeați înainte de pauză și ați fost așa tranșant că de declinul zootehniei românești după 1989 sunt vinovați în primul rând fermierii, că au permis până la urmă da. acest lucru prin faptul că n-au fost organizați, n-au știut să-și interesele poate și uh, a existat și un pic de dezbinare între ei, nu? Vedeți, dumneavoastră, sunt mulți și îmi cer scuze că nu știu pe toți. Uh, e domnul Muscă care face minuni, minuni nici nu Dimitrie Muscă de la Arad. De la Arad. Uh, în zona Iașului sunt uh, Primul lucru care s-a făcut total greșit a fost acela de a înstrăina pământul. În zonele limitrofe țării noastre, sunt mai mulți ani de pușcărie dacă vinzi un hectar străinilor. Noi am făcut o mare greșeală la pământul nostru pentru că nicio țară nu are pământul nostru. În, în Spania, pământul e roșu da. și de o formă. În alte țări nisipoși, noi avem pământ favorabil, trebuia să-l să păstrăm. Da, trebuia. Sigur, uh, suntem la acest moment, pragmatic, pentru viitor. Există o soluție? Am, ar fi lucruri pe care le-am putea face repede să salvăm zootehnia românească? Uh, referitor la vaci, uh, asociația vacilor de carne e prosperă. Și progresează, asociația bălțate românești prosperă. Ar trebui să prospere toate. Deci, e nevo în mediul asociativ e nevoie da. de un nou suflu, nu? Neapărat, noi trebuie urgent și o organizare, nu? să ne asociem, urgent să ne punem. Deci, federație cu asociație și. Știu că reprezentata... îmi spuneați înainte de începerea filmării, că în Franța, fiecare rasă are asociație ei, care după aia se. Are un reprezentant Toate la se minister, se nimeni unesc nu mișcă. Federație. Nimic. federație și federația crescătorilor de vaci, nimeni nu face nimic fără să. Nu se poate. Ne-am dus la Uniunea Europeană să cerem lucruri și n-am ținut cont de irigații, de exemplu, deloc. Nu, nu se poate. Nu se poate. Agricultura este cea mai grea treabă posibilă. Nu se poate să, fii, uh, 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 să lucrezi în agricultură, este, este groaznic. Să lucrezi la vaci e imposibil. E ca la da? sigur că da. Nu se poate. Vă dați seama, intri și. și uh, vaci, ieși cu mâneca suflecată, te uci în al grăji la minus 20 de grade și așa mai departe. E, e... Și încă o dată vă spun. Trebuie să fii și obstetrician, și ginecolog, și chirurg, și nutriționist, și administrator. Păi ce meserie mai e atât de grea? Faptul că, că, noi rezistăm cu, cu, un efectiv de animale, păi am fișele lor din 74 și vin danezi, olandezi, profesori, și când le prezint aceste fișe, eu sunt născut în 44, Taurea sunt din 39, 40. Uite, domne, strămoșii vacilor mele. Dar mai aveți, adică la momentul actual din uh, animalele pe care le aveți, mai aveți linii de atunci din anii păi 70? Păi tot, tot ăștia da. sunt din ei. Uh -huh. și deci ați rămân. făcut a ameliorare rămân, în, în Rămân blocați ăștia. Rămân. Nu mai au, nu? Adică -au pierdut, Vreau nu? să vă spun, dacă mai vedeți multe ferme cu 650 de animale, să n-aibă un animal șchiop, să naibă aibă un vițel la pe care să-l trateze și, și care să... Dea, nu dă mai mult de 30 de litri, 30 și ceva pe zi, pentru că nu avem condiții. De, de 2 ani luăm porum fără boabe din vecini, cumpărăm transportul și, și ne asigurăm furajele. Înțelegeți dumneavoastră? Dar nu se poate. Încă o dată vă repet. Am, vaci o frumusețe. La expoziție pot să duc o sută. Dar în viața de zi cu zi a fermei, vă mai implicați? Sunteți acolo, prezent? Sunt acolo, eu locuiesc acolo, acolo. De... Am și ah. domiciliu. Și cu mașinuța în aceea ferma... de golf, vă plimbați Mă plimb cu mașina. Îi golf, pe toți. Da. E? Mai intru în ferma animalelor, uh -huh. și vin copii, și îi plimb. Nu, nu știu cine sunt. Dar pentru activitățile curente, în familie se ocupă. nu? Azi, băiatul, băiatul se ocupă nu? de fabrică și de fermă. Uh -huh. Cu ei și fica mea se ocupă de ferma animalelor, uh -huh. unde e, e foarte extraordinar, pentru că la pauzele astea mari care le are școala uh -huh. vin autobuze. Foarte multe, și N am copii văzut la dumneavoastră, chiar când am filmat reportajul, am văzut că era coadă cu părinți copil, se intre, să. vin și. ca la grădina zoologică. Numai că asta no, e cu grădină de ferici. animale domestice. Deci vin încărcați cu varză, cu, cu salată, cu tot vin cu sau hrănească animale. să hrănească animalele. Și copiii sunt, încă o dată vă repet, sunt o nebunie. Suntem un popor formidabil. Dar ar trebui totuși la nivel da. guvernamental, să, executiv, legislativ, cum vreți dumneavoastră, Dacă să încurajăm un pic măcar zona asta în care copiii să nu piardă această legătură cu ce se întâmplă la nu știu, în creșterea animalelor, în, și în cultura mare, să meargă să vadă ce înseamnă, de unde se obține... Uite, porumbul din care apare popcornul sau cartoful din care uh, uh, se obțin cipsurile sau orice altceva, nu știu, salata. Ați să vadă cum, da. cum se obține acolo. În, Ministerul cu personalul a spus la televizor, cel mai mare: Știți care e? Ministerul Protecției Animalelor. Eu nu zic să nu respectăm. Că nu se poate. Ar fi. Sunteți medic veterinar? Medic veterinar. Adică da. Asta e, dar, dar e jobul principal. Că la o întâlnire la, la guvern, când trebuia să facă legea creșterii animalelor, mi-a dat primul cuvântul că eram cel mai în vârstă și le-am spus, eu nu deschid gura decât, decât dacă nu vă ridicați toți în picioare să păstrăm un moment de reculegere pentru mama mușcată de câinii vagabonți când își prindea copilul la cimitir vedeți aici e o, o chestie eu nu vă dați seama da. Uh, adică trebuie trebuie găsit o soluție rațională trebuie găsit o soluție rațională ați văzut că s-au mai întâmplat și altele Bun. Uh, că vorbeam un pic acum ne-am dus în zona socială uh, credeți că în acest moment poporul român consumatorul român haideți să folosim un termen mai uh, mai uh, practic uh, este suficient de informat și este pregătit să se uite și să consume uh, produse alimentare românești, adică să caute și acolo unde găsește un produs de calitate, la un preț rezonabil, să, să se uite mai degrabă către respectivul produs. Că vorbeam cu cineva de la supermarketuri și spunea, domnule, ok, declarativ, toți vrem produse românești, dar când uneori mergem în fața galantarului, ne oprim la produsul cel mai ieftin. Nu ne mai interesează dacă e din țară sau din afară. Cum cum rezolvăm problema? Ce reacție a avut Asociația Crescătorilor de Vaci când un post de televiziune o zi întreagă a spus nu mai consumați lapte că e cancerigen? Dar și ce reacție am avut eu? Mm. Nu mai dați cu pietre în vacă, fiindcă e ființă sacră. Când mama ne-a înțărcat, buna vacă ne-a preluat și ne-a făcut oameni mari fără gândași și tânțați. Și când au zis, atunci, nu mai bezi lapte o zi întreagă, am spus, popor iubit, popor iubit, mai nou tu ai fost păcălit, că lapte de cancerigen, că vaca poluează dur, nu-ți pasă de păduri tăiate, terenuri însăinate, copiii tăi consumă hrană inventată, ce nicăieri în lume nu-i și vor afla -o foarte clar ce boli vor primi în dar, ce înălțime ați dus și sănătate-ți 6500 de ani înaintea erei noastre sunt picturi în, în, peșterile din Egipt. Foloseau animale, le-au folosit și la muncă, lapte, carne, piele, coarne pentru asta. Deci de 6500 de ani, indienii care sunt o țară de o forță formidabilă, ați văzut că au ajuns primii pe lume, la populație, Chiar așa ei de, de, de defectoși în gândire și noi cum cu ce ai mâine, mâine nu mai facem vaci, nu mai facem porci, ce mâncăm? Asta e o întrebare pe care trebuie să și o pună și consumatorul. Nu, asta trebuie să ne o punem noi fermierii a, și important. să știți care a fost reacția fermierilor ăștia din, din Danemarca și Olanda la grevă. S-au dus cu cisterne, cu dejecții și cu lapte și poliția și jandarmeria și mașinile lor erau albe maroni Aveți un sfat, o recomandare pentru cei care vă urmăresc și reprezintă sectorul agroalimentar? Ce ar trebui să facă să se unească? Trebuie să ne, ne asociem serios. Cu, de ce as, fermele de carne? Sunt, sunt prospere cu asociația lor Da, și sectorul de carne e, și sectorul are, are o dinamică pozitivă. e altceva, e, pozitivă, merge în sus. Da. Da. Nu? Noi am lăsat lapte de, except în trei poezii care le-am făcut eu, faptul că în magazinele din, din București sunt cozi la produsele mele care sunt absolut naturale, Trebuie să ne trezim. Nu se poate. Nu se Pe poate consumator, să... cum îl încurajăm să se uite către produsele românești? Revin la tema importantă, cred eu, a acestui. Am demers. multe telefoane de la prieteni și a spus că singurele produse care organismul meu le acceptă sunt ale dumneavoastră. Pentru că nu -i exagerez cu prostiile, cu nimic. Am vorbit un pic de consumator, am vorbit de uh, ce înseamnă acest sector. Pe viitor. Uh, în România vom mai putea vorbi de uh, vaca de lapte ca o afacere, ca o, un element de susținere, atât a businessului cât și a uh, satului românesc. Dacă fac o comparație cu sistemul care exista, organizarea care era în domeniu, cu, a, cu asociații, cu selecție, cu ferme de elită și tot, suntem încă departe, nu? Suntem încă departe. Dar noi suntem, suntem, pe minus infinitul inconștienței. Nu se poate ca țăranul român să tremure de frica urșilor. Nu se poate ca, 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 mistreții să intre să le distrugă culturile. Nu se poate ca șacalul să, să sperie țăranul și așa mai departe. După ce că viața la țară este... Încă o dată vă Apropo, repet. Apropo, mica gospodărie țărănească, mai o, mai vedeți un viitor pentru aceasta? Poate fi salvată? Ferma de familie, ferma mică, cum vreți să-i zicem? Ca asta cu țăranul acum știți cum e? E fermier, că e mai modern, că e da. gospodărie țărănească. Vedeți, vedeți un viitor pentru ferma aceasta mică? Pentru gospodărie individuală? Gospodăria individuală, ferma mică, poate fi de nota 10. Poate, nu? Poate adică fi avem, o, avem, o, șansă în continuare, nu? Noi, noi suntem uh, cei care suntem uh, de pedepsit. De exemplu, eu am luat dintr-o țară arabă o, o mașină de recolta furaje, un CSU din ăla, după Revoluție, fiindcă noi am distrus fabrica. Și CSU la ora 8 l-am băgat în brațe și la 11 l-am dus la fier vechi. Vedeți dumneavoastră, dacă noi am pierdut trenul când aveam aveam mașini de la Brașov, aveam escavatoare, aveam fadrome, aveam de toate. Făceam în țările arabe șosele și veneau japonezii și le, le testau dacă... Asta cu... fără să fiți un nostalgic al comunismului, nu? am fost membru de partid. Ați fost, nu? Tatăl meu a fost dat afară din partid. Înțelegeți? Nu, nu, nu asta. eu N ați cochetat de... cu comuniștii. Nu? Eu vorbesc de agricultură. Da, da, de partea da. profesională. De... Da. Uh, dacă tatăl meu și a fost dat afară și din în învățământ, vă da seama pentru că a avut un diferent cu, cu un activist de partid care i-a stricat bicicleta. Da. Tatăl meu a fost o, un, un român de, din altă lume pentru că, în 25 august 44 acest învățător Ion Petcu, un bărbat cu ochii verzi, cu părul ondulat, frumos foc și gospodar, la vânător neamț în 25 august s-a întâlnit cu rușii. Hai să mâncăm că suntem prieteni, puneți armele în rastel și când a pus armele în rastel, a suit în vagon de vite și a stat 5 ani în Siberia. Și a venit când m-a găsit mare. Că eram, aveam câteva luni când l-a luat prizonier. Și a muncit și a făcut în școala asta minuni, minun, minun. și el și mama. Bițina lângă movilița, la țară, la țară, că noi știți, am fost categorisiți în sudul sării, că a rămas și în urmă. Ori în 48-58, să chemicilu, să mulgi în fața lor, să, să demonstrezi, să spună procentul de grăsime corect. Arăta forță. Să, să, ai uh, iarbă de sudan, lucernă, sfeclă, să le toci cu o mașină zilnic, să le pui, să le crească digestibilitatea a doua zi în, în regat. Vă seama, să, să altoiești toți pomii, să ai mahalebus pentru cirești, corcoduși pentru că ai să altoiești la tot satul pomi, să vaccinezi găinile și să vaccinezi, vaccinezi oamenii ca pe penicilina să fii învățător, să faci astea după ce ai stat 5 ani. Mai putem, putem, aduce și în actualitate asemenea modele? Sau putem? putem? aduce dacă vrem. Sunt localități unde sunt jos pălăria. Deci avem... Uh, sunt localități... energia mi-arată că sunteți totuși optimist, dincolo de lucrurile păi pe optimist. care le reproșați și le constatați Sunt optimist. Am văzut sate unde au uh, locuri unde să depun sticlele separate de plastic și așa mai departe. Uh, uh, și sunt zone și în sudul țării și tot, sunt localități formidabile, cu primar genial. Eu sunt născut în Brănești. Primarul nostru a făcut minuni. Ultimul primar. Domnule Petcu, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile transmise și vă felicit pentru activitatea dumneavoastră îndelungată în slujba sectorului agroalimentar românesc. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Punem punct ediției de astăzi agrostrategia. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Vlad Macovei și vă aștept mâine la orele 10 la o nouă ediție. Toate cele bune!